la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Bună ziua și bine v-am regăsit la radio. Pentru cei care nu sunt în mașină la această oră, dar au acces la un calculator, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul europafm.ro sau pe andreaesca.com. Astăzi o să vă invit în lumea unui actor româno-american care se află la București ca invitat al Festivalului American de Film Independent și pe care cu siguranță îl cunoașteți din multe pelicule. Despre cine este vorba, aflați imediat. The whole world was wrong about you. Thank you, Buck. But I can get by on my own. The thing is, you don't have to. I'm with you to the end of the line, pal. I grew up in Romania until I was 8. I also grew up in Vienna until I was 12. And then I grew up in New York State. Well, I mean, at 27, I was the most hated man in America. Maybe the world. Sebastian, you're originally from Romania, right? That's true. Now, yeah, and obviously you speak your fluent Romanian. How would one ask Sharon Stone on a date in Romania? Kind of like this, ce faci? Would you bite me in the neck? Eu chiar dacă nu am crescut acolo în România, nu, dacă n-am fost, nu știu, situația în ultimii 5-10 ani, totuși am simțit ceva, pentru că am înțeles-o pe maica mea mai bine. Salut, sunt Sebastian Stan. Pentru că mă întorc acasă după 13 ani, vă invit să mai vorbim puțin despre niște povești. Actorul Sebastian Stan, așadar, este invitatul meu de astăzi, pe care eu l-am descoperit în serialul Gossip Girl. Iar copiii mei în Captain America, pentru că este bunul prieten Bucky. Deci el este invitatul meu. Bună, Sebastian! Bună ziua, mulțumesc! Ai apucat să dormi și tu puțin? Da, vreo 3-4 ore, cred, a fost. Și deja dimineața ai avut program. Am avut program, da, cu Our Big Day Out. A fost funny. Acum sunt la cinema și văd filmul Civil War. Da, sunt o mulțime de copii care te așteaptă la cinema. Cred că vreo 400, da, 400 sau 500 de copii, da. Vorbești foarte bine română pentru un copil care a plecat la 8 ani din România. Să vedem. Poate o să mă chinui, dar o să încerc cu cât... Da, e adevărat, adică să fi plecat la 8 ani, nu prea am avut prea multă lume cu care am putut să vorbesc, adică decât pe mama. Și oricum, când ajungi acolo, vrei să vorbești bine engleză, să te înțelegi cu oamenii, cu ceilalți copii, nu? Da, vrei să vorbești engleză bine și nu vrei să fii diferit la vârsta respectivă? Da, 9-10 ani, adică am fost în Viena pe timpul elea și am venit în America la 12 ani și... Da, m-am chinuit pentru niște timp pentru că n-am vrut să am accent în engleză și dacă... Cred că dacă aveam accent, da, am reușit cumva, dar câteodată tot îmi spune că mai aude un accent. Să vedem cum, ce o să zică când mă întorc acum după zilele astea. Păi dacă mai stai 3 zile, vorbești perfect. Exact. Noi te-am prezentat așa cum am putut, dar să știi că urmează o rubrică, se numește Autobiografia în 20 de secunde. Ok. O să auzi un cronometru, țac, 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 și o să spui tu ce ai vrea să zici, cine ești tu, așa, în 20 de secunde. Fii atent. Ok. Autobiografia în 20 de secunde. Eu sunt un om de la România care s-a întors după mult timp, a trăit în America, sunt puțin american, sunt puțin român, am de gând să fiu, să am de multe făcut, sper că nu știu cât timp am pe pământ, dar totuși o să vedem ce se întâmplă. Și sunt puțin actor? Sunt puțin actor. Wow, gata, nu hai că ai făcut, scăpat. N-am făcut bine ai deloc. Ai scăpat. Să știi că toate poveștile noastre încep din copilărie. Da. Așa că aș vrea să-mi spui unde te-ai născut. Chiar în Constanța? M-am născut în Constanța, pe strada de Cismene. Mm-hmm. Așa e, da. Da, acolo era copilăria mea, dar în Constanța și la Mamaia. Adică m-am dus la Mamaia peste tot. Am amintiri la Mamaia și... Când, nu știu cum merge, acum se zice nude beaches. Astea, da. Plajele de nudiști. Da, exact. Când eram foarte mic, adică tot mi-aminteam acolo, mergeam cu mama. Și acum nu mai mergi la nudiști. N-am mai fost, nu. Nu, dar acum ar fi weekendul de dus. Exact, acum e weekendul de Mamaia și tu ești în București, nu știu ce faci aici, dar mă rog, ești la radio. Cum era, ți-a povestit mama ta cum era ziua în care te-ai născut? Cred că era la 5 după amiază când m-am născut și ce că ea tot se gândea, adică cum să mănâncă, cât să doarme, cât să ce, mă rog.
Dar cam atât mi-amintesc că mi-a spus. Nu prea mi-a spus prea multe. Cum era cartierul în care ai crescut? Tu aveai copii mulți pe stradă? Nu, aveam doi prieteni, da, nu. Așa. Și asta era. Adică mă duceam la școală și ne jucam afară. Adică toată după amiaza, cât puteam, și mergeam sus. Deci, era la știri. Da, eram la bloc, pomă, știrile era seara, că atâta era televizorul, mi-amintesc, și asta, desenuri, nu? Se da, desene animate. Desene animate de anul nou. Asta era la, cum era la comunist. Și te uiți aici la programul de Revelion, mi-ai zis da, aseară, da, nu? Atâta. Păi Revelionul și acum, nu știu, asta este ceva foarte european, Revelionul, că în America Revelionul este altă seară. Să știi că am fost și eu într-un Revelion în New York și am fost dezamăgită, că toată lumea pleca acasă. Da, dar aici noi am crescut că dacă Revelionul este Revelionul, trebuie să facem ceva. Păi după aia m-am dus la un party grecesc ca să continui, să știi. Ah, perfect. Deci să știi pontul, dacă vrei să te distrezi Revelion la New York, trebuie să te duci în Queens sau undeva. În Queens, da, și este, bine, sunt și restaurante, Romanian restaurants acolo. Stăteți la bloc, deci? Da, la bloc. La bloc am fost. Și chiar vorbeam cu cineva de cutremuri. Ce ți-a aduce aminte cu tremuri? Am fost în doi sau trei cutremuri când eram mic. Deci eu, hai să vedem. Tu ai plecat după Revoluție, nu? Am plecat după 89, de cred că 90 am plecat, da, cum ar fi venit. Da, și cu tremure trebuie să fi fost... În 77 a fost unul pe care tu nu l-ai prins, pentru că te-ai născut în 82, dar a mai fost unul după aceea. A mai fost unul, da, că l-am simțit. Prin 80 și ceva. Uh-huh. Da, care a fost că noi eram la etaj sus. Uh-huh. Deci îl simțeam, îl simțeam. Erai un copil cu minte sau făceai năzbutii? Nu, eram un copil, adică când eram mic m-am cam julit, mă tot timpul cădeam, adică mă învârteam, dansam, am ajuns într-un oglindă odată, oglinda era să cadă pe mine, adică... Dar ce dansai? Breakdance? Da, ce? Adică eram, cum să spun, aveam activ. Foarte multă energie, știi, uh-huh. Dar... Și da, maica mea tot timpul era frică că ceva se întâmplă, aoleu, Sebastian, vezi, ai grijă, nu te duce, vezi... Da. Era unul dintre părinți era mai sever sau și unul era mai blând? Păi nu, adică cred că maica mea era și bunicii, că am crescut și cu bunicii și ei erau mai sever, dar nu așa, nu dar foarte. Nu, era, da, adică mai mult mă gândeam, bunica, adică era, am crescut cu ea, era bunica foarte... din partea mamei? Da, da, și mă gândesc, mi-amintesc odată, chiar mi-a spălat pantaloni și m-am dus afară și cineva mi-a dat praf pe pantaloni și m-am bătut cu alea de n-am mai putut, pentru că bunica mi-a spălat pantaloni. Bunica a fost așa, sufletul tău, nu? A fost cea mai apropiată de sufletul foarte, tău? Da, foarte, adică cu cineva care a fost în inima mea, adică până la sfârșit, sigur. Da. Și ți-aduce aminte, nu știu, ce te-a învățat așa cel mai important bunica ta? Sau ce crezi păi tu că în viață? Păi când punea cartofi, când mă bolnăveam, eram cu cartofii pe lângă mine și cu, cum se zice? Punea cartofi la gât? Cartofi la gât și, dar în șosete, ce punea? Oțet și alea, onions. Da? Ceapă? Ceapă cu ceapă în șosete. Și mai pui acum? Nu. Să știi că s-ar putea să fie mai bune decât taiul. Exact, mai este mai bine decât medicațiile care le dă în America sau cine știe ce. Care e prima amintire pe care o ai tu cu părinții tăi? Când erai mic așa? No, e tot parcă la... Asta am niște videos care o să-ți trimit după ce vorbim, ca să o să-ți explic situația. Dar eu, nu știu, de când eram copil, parcă venea foarte ușor să imitez pe persoane și vecinii. Da, da, și nu știu, cu mama și, adică cu bunicii, tot îmi... Adică tot timpul îmi vroiau să fac... Te puneau să faci asta. Da, da. Probabil că îi distrai. Îi distram, nu știu ce, dar... Pormă, bine, când aveam 10 ani și am fost în Viena, ea tot încerca să mă pună... Să te ducă la casting-uri, da, sau ce? Da, la casting. Păi și-a fost... dat seama că ai talent, probabil. Și-a dat seama, dar nu a vrut să mă împinge și asta a fost important, pentru că dacă, cred că nu prea îmi plăcea, nu, eram foarte rușinos, adică nu cu erai ei, timid. dar între, da, timid cu lume care n-am recunoscut. Da, la școală făceai, nu știu, te duceai la piesele de teatru sau la școală ceva? Am început să scriu cu mâna stângă, dar nu m-au lăsat. Păi mi-a spus că numai cu dreapta. Da, și da, asta da. Era păi dacă ai început în România. Și pomă, ce mai mi-amintesc? Mi-amintesc că, da, dacă
Era if you got in trouble. Așa, deci dacă aveai ceva probleme sau da, ce? Da, da, atunci te aducea și îți dădea în mână. Îți dădea la palmă cu rigla, da, 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 cu linia. Da, 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 cu linia. Deci ai prins și tu asta cu linia la palmă. Da, sau te trimitea în colț. Aha. Să te ai în colț tot timpul. Da. Bunicii tăi erau tot în Constanța sau în altă? Constanța. Toată viața lor a fost în Constanța, da. Da. Și dacă, nu știu, există un gust sau un miros care te duce cu gândul imediat la copilărie? Dacă e salată de bœuf, da, aia tot timpul, uneori, salată de bœuf era cea mai favorită pentru mine când am crescut și încă mama, adică când o face acum, dar salată de bœuf sau poate sarmalele, dacă este, nu? Astea sunt. Mm-hmm. Trebuie să mănânc sarmale când sunt aici. Nu pot să plec din România. Da, eu fără să mănânc sarmale. Și ce sarmale la mama aia, pe plajă. Mm-hmm. Ar fi fain. Mititei, da. Ah, și mititei, da. Cu muștar. Îți aduce aminte ceva de la Revoluție? De la Revoluție puțin. Păi chiar acum când m-am sculat astăzi și m-am uitat că unde sunt chiar lângă piața de Revoluție, mm-hmm, acolo, mm-hmm, am văzut, cum să zic, clădirea aia, da, nu? Da, da, unde, da, unde a fost CCU. El. Uh-huh, da, da, ultimul, că da, segmentul ăla poți să-l găsesc pe YouTube, că exact, chiar le arăt. Când la îl ia cu elicopterul. Tot timpul când mă întreabă cineva de unde sunt în America, mă duc pe YouTube. Uite aici și uite ăsta, mă rog. Dar evenimentul ăla, ziua aia cu elicopterul, uh-huh, și când el era cetățean, vă rog. Da. Aia tot timpul mi-amintesc, parcă e clar și am o amintire, mă jucam afară și că am văzut o mașină asta, o Dacia, care venea în viteză cu mulți, 5-7 tineri în, uh-huh, în Dacia aia, care țipau și ei erau cu Jos Ceaușescu sau ceva. Sau da, ce? Jos Ceaușescu, uh-huh, da, și cum se zice, steagul, the flag. Da, da, cu steagul. Steagul și cu avea gaură în mijloc. Gaură, da. Uh-huh. Da. Și asta a fost un eveniment, cum să spun, adică nu știu, mi-era frică, era frică, da, la când am fost 6-7 ani, nu știam, înțelegeam, nu așa întâmplă bine, dar știam că după m-am văzut la televizor când l-am împușcat. Și cum ați plecat? Deci prima dată ați plecat în Viena, ai zis? Nu, mama a plecat pentru că ea era pianistă și a avut de lucru în Viena și eu tot am fost cu bunicii și apoi m-am plecat în, cred că 90 sau 91, m-am dus în Viena, nu n-am știut germană deloc. Adică engleza când eram mic... Știai puțin de la școală. Puțin de la școală și... De la filme. Mă rog, dar nu prea vedeam noi multe filme. Dar ea avea, nu știu, avea niște... Casete sau ceva, casete, nu? Casete, da, în engleză și când mă jucam, ea tot le lăsa. Și eu mai ascultam, mă jucam. Dar germană deloc. Germană deloc. Și mi-amintesc foarte clar când eram în Viena acolo și era o profesoară care vorbea cu maica mea și ea încerca să explice lui maica mea, zice, măi, nu este că el nu este un copil, cum să zic, he's not a prost. Nu e un copil prost, dar el nu înțelege limba. Nu înțelege ce îi spun. Nu înțelege, deci nu știm ce să facem cu el. Și ea era, nu, copilul meu o să meargă, o să fie aici cu toți, ca la fel. Dar nu înțelegeam. Dar mama ta vorbea germană? Ea vorbea puțin, dar a trebuit să învețe și ea. Adică, și după aia, de ce ați plecat? Sunt engleză. De ce să plecăm? Pentru că ce putea... Pe timpurile alea nu erau timpurile. Adică... Deci ați plecat de la Viena bine către America? A, după aia, Viena, zic. Păi, în Viena... Uh-huh. Deci am mers la școală nemțoaică. Nemțească. Uh-huh. Pentru 2 ani și, pormă, ne-am mutat la... Am început să mă duc la o școală în engleză, care, uh-huh, vorbea germană și engleză. Uh-huh. Și acolo am început să chiar să prind engleza și mama a întâlnit pe altcineva și s-a căsătorit din nou. Ah, și v-ați mutat în America, da, așa? Da, și ne-am mutat în America, dar planul nu era New York, adică puteam că stepdad, adică da, cum se zice? Tatăl tău vitreg, da, domnul exact, cu care s-a căsătorit mama ta. Da, 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 el avea de gând, adică nu știam încă dacă era New York sau vorbeam de Arizona sau altceva, deci New York-ul am fost norocos pentru că el a avut de lucru acolo și acolo ne-am mutat, dar putea să fie ajuns pe unde, nu știu, în altă parte a Americii. Da, și asta mă, uh-huh, gândesc tot timpul, pentru că nu știu cum ar fi afectat dacă eu... Ai fi fost într-un alt stat, cine da, știe, undeva dacă la țară în America. Actor sau nu, sau... Că eu nu aveam de gând să fiu actor sau asta. Eu când m-am dus acolo,
Am vrut să fiu mai mult în materie de astronomie sau... Ah, da? Te pasiona asta? Science, cum se zice? Da, știință, astronomie. Știință, asta era asta pentru mine când eram mic. Deci, cu actoria asta nu mi-a venit de până când eram 15-16 ani. Și când ai ajuns în America, cum ți s-a părut? Păi, mi-amintesc, nu știu, am plâns mult. Mi-amintesc seara înainte de era să ne mutăm acolo. Mi-a fost foarte frică. Adică eram, parcă mi-amintesc că făceam un duș așa și plângeam că mi-era foarte frică. Nu știu, e greu să te muți când ești mic așa, pentru că nu... Și abia te mutase din România. Da, abia și prietenii fiecare Viena, dată, da, fiecare dată când făceam prieteni, îi pierdam sau ne mutam. Dar la New York, bine, acolo ne-am potolit când am ajuns. Dar... Deci a fost greu. A fost greu, a fost foarte greu. Și era un șoc așa, nu știu, altei civilizații complet diferite la în America? Era un șoc foarte mare. Bine că când ajungi acolo și te uiți sus și eu niciodată n-aș fi văzut. Și vezi gârie norii? Da, cum era acolo, era foarte diferit, dar ceva se întâmplă, nu știu, este survival mode. Adică, da, trebuie să supraviețuiești. Da, adică nu ai încotro. Se declanșează planul de supraviețuire. Să te ori... te adaptezi sau dacă nu, nu te adaptezi. Dar eu eram foarte tânăr, adică... Deci tu erai un adolescent când ai ajuns acolo. Da, deci totuși ai putea să zici că a fost puțin mai ușor de, dacă decât dacă aveam... ai fost adult. Da. Dar ai fost un adolescent rebel sau erai cu minte așa? Nu, no, nu, no, eram prea cu minte. Eram cu minte pentru că... cum se zice? Stepdad. Tatăl tău vitreg? Tatăl meu vitreg era, avea lucru la școala unde mai duceam eu. Deci ea nu mă bădea... Adică nu erau atenți la ce faci? Foarte atenți, dar era și atenție și pentru mine să fiu un student bun. A, vrei și tu să nu-l faci de râs, cum ar veni să... Da, adică nici nu aveam oportunități ca să mă... Numai mai încolo când am ajuns la universitate, e altceva. Acolo te-ai stricat. Acolo m-am stricat, exact. Ai avut vreo dragoste așa din liceu? Că toți băieții se îndrăgostesc în liceu. O dragoste de... liceu, așa, din timpul liceului. Da, m-am bucurat că m-am dus la liceu. Eu, uite, am fost norocos pentru că la 15 ani am întâlnit pe un manager cu care am fost cu... până în ziua asta sunt cu ea. A, deja, la 15 da, ani? Da, am fost împreună de 17-18 ani și ea a început... Chiar când aveam 16-17 ani, zicea, uite, din când în când te duci în New York, îți trimit un appointment, îți fac eu o întâlnire, îți aranjez o întâlnire. Și până te duci și o să vezi dacă e o... la castinguri, nu? Da, adică să dai dacă probe. E perfect, dacă nu, te duci la școală. Și te-a observat din liceu? Sau cum, i-a trecut pe acolo prin liceu? Nu, i-am găsit la un, ca un camp, ca un... într-o tabără. Tabără de vară, da. Aha. Yeah. Da, și acolo m-a găsit și am început de atunci să mă duc în New York, luam autobuzul și mă duceam... Pentru că voi erați lângă New York. Lângă New York, vreo 20-30 de minute afară din New York. Și deci te-ai apucat să lucrezi, asta vrei să zici, și n-ai avut timp de o iubire sau ce? N-ai avut timp de nicio iubită de liceu? Am avut timp de iubire. Nu, am avut timp de iubire. Dar erai timid sau cum erai cu fetele? Nu, eu am iubit tare. Da, erai... iubit tare. Acum la 35 nu mai iubesc. Acum puțin mai încet. Da, puțin da, mai da. Încet. Da, dar timp... erai un cuceritor sau erai timid și așteptai să facă fetele primul pas? Nu, eram timid. Eram timid totuși, pentru că mi-era frică cum era, ce să zic. Adică nu... pentru mine anii cei mai importanți au fost când am avut 17-18 ani. Atunci parcă am început să... ai încredere în tine mai am mult. Am încredere în mine. Atunci eram, cum să spun, am început să mă gândesc la România din nou, pentru că când am ajuns acolo, nici nu voiam să spun de unde sunt. Adică eu vorbeam numai engleză și cu mama, dacă ea nu că mă... că vroiai să te integrezi, să te adaptezi. Să integrezi și dacă să nu, nu era ferit. Cu maica mea care mă bătea la cap, zice, măi, nu te las, tot vorbește cu mine românește, eu cred că uitam. Dar ea tot m-a ținut și pe urmă când 17-18 ani îmi plăcea să zic, bă, că eu ești sunt mai de Europa diferit. Și am trăit pe aici și sunt de la comuniști și mă rog. Adică... erai deja interesant, adică erau... Da, dar... da, nu, liceu a fost... Dar până atunci vrei să te cheme Christopher.
Da, și mi-era și frică cu Sebastian, că toți nu, nimeni nu mă chema Sebastian, zicea, mă chema Subix, sau îmi spunea Sebi, sau îmi spunea, mă rog, și după niște timp, am zis că nu, trebuie să, Christopher era nume american, nici nu vine să cred, pentru că dacă mă întrebi acum, mă simt foarte norocos că numele meu e Sebastian și este Sebastian, că de la Sebastian Bach, de am ajuns cu Sebastian. Păi da, pentru că mama ta... E da. Editoră de muzică. Și nu știa ce bună. Să meargă cu Stan. Uh-huh. Și a zis că așa merge. Da. Când ai fost sigur că jobul tău va fi de actor? Poate până la 16-17 ani, când terminam școala de high school. Liceul. Liceul, uh-huh. Da, atunci. Și pe urmă, când era convorbire de universitate și de asta, în New York, mă trebuia uitam. Să iei o decizie despre universitate? Sau? Da, și uh-huh. M-am gândit foarte mult unde pot să mă duc care predau mai specific în actorie. Actorie, uh-huh. Da. Dar n-am lucrat profesional până în a doilea an în universitate. De facultate, da. Crezi că e important să mergi la o școală de actorie? Pentru un actor. Da, adică pentru mine mi-a dat așa o educație, un respect pentru care nu mai și așa există de actorie în America câteodată. Nu prea, lumea nu se gândește așa când te aude. Da. Râd pentru că am întâlnit foarte mulți oameni din Europa, adică și din Rusia, dar nu, în România încă nu, dar din Rusia, care te uita la zice, dacă ești actor, tu nu ești bărbat, tu nu ești. De asta ce? Da? Un actor nu e o meserie, măi. A, asta este... Da, n-ai un job serios. Nu, măi, te e faci... E un hobby. Da, exact, asta este. Da, a fost, deci, să mă duc la facultate, am învățat că e o istorie, și actoria are istorie, de unde vine, de cum... Și nu știu, mi-a dat un respect cum ar veni. E greu să obții un rol? Mergi toată ziua la castinguri? Ce faci tu acum, de exemplu? Cum? Acum e mai ușor și mai greu, pentru că era mai ușor când era mai tânăr, pentru că convorbirea era despre trebuie să iau o meserie, adică ce găsesc ăla îl iau. Dacă adică luai film, orice rol sau ce? Orice rol. Acceptai orice rol. Acceptai că dacă nu lucrezi, asta este ce ți-e frică, că nu lucrezi și poți să lucrezi măcar. Acum este... Lumea te știe puțin, are expectații, adică despre cum... Așteptări de cum te-au văzut sau știe ce poți să faci, nu? Deci este mai... Trebuie să... Un pic mai ușor. E mai greu, adică pentru că cu ce, cum să zic, ca o idei preconcepute. Și asta exact, e adevărat. Da, e deci mai ușor că te știu, dar e mai greu că te știu din anumite roluri. Da, deci ce poți tu să faci acum care e diferit? Ce poți tu să arăți care n-ai arătat înainte? Da, te-a ajutat toată seria asta, nu știu, Captain America, Avengers. Sigur că da. Foarte mult, pentru că filmele sunt populare cum sunt și uite, nici nu mi-a venit să cred și ieri când ne-am văzut la... Da, câte lume. La cine, la pro, câte lume și aici vede filmele alea, adică este ceva nemaipomenit. Și în China și peste tot. Dar rolul, de exemplu, din Gossip Girl, te-a încurcat sau te-a ajutat? Nu, m-a ajutat pentru că era în New York, se filma în New York și eu trăiam în New York și era perfect. Eram acasă, puteam să lucrez. Cred că m-am dus vreo 3 ani am lucrat acolo cu show-ul ăla și am învățat mult am avut prieteni care erau în show-ul ăla, m-am învățat așa foarte mult anii aia, erau importanți pentru mine. Te-ai complicat după aia, nu știu, să mai trăiești în New York după ce ești așa de cunoscut? Dar New York nu, Los Angeles în punctul meu de vedere e mai rău pentru actori. Uh-huh. New York-ul, nimeni pe stradă, poți vezi pe oricine, adică acolo nu dă doi bani, adică da, sau ce obțin așa crezi tu? Mi se pare mie cu unii care i-am văzut care sunt mult mai... Mai rău decât tine. Da. Dar poți să ai iubită, nu știu, și să mergi liniștit, nu știu, cu ea la discotecă sau habar n-am la bar și așa? Da, e ok, sigur. Adică poți... Dacă... Viața este cum ce o faci în punctul meu de vedere, este... Numai să nu-ți fie frică de... Nu poți să-ți fie frică de viață. Adică asta este părerea mea, ce am văzut pe lângă mine, așa, în ultimii ani. Adică cu cât
mai multă atenție primești, cu cât mi se pare că oamenii se închid, așa, adică se închide și le e frică. Știu niște alți actori care am lucrat cu ei, mă rog, le e frică să iasă de la hotel, adică nu se duce la restaurant, nu vor să-i... Și nu știu ce practic nu mai trăiești asta. Nimic. Păi nu mai trăiești și... Adică e chiar the opposite, adică nu, pentru că dacă ești, ai o viață de actor, trebuie mai mult să știi din viața, adică trebuie să trăiești, să te inspiri, să înțelegi ce se întâmplă în realitate. Să vezi, deci este cam greu. E un cerc vicios. Exact. Hai să vorbim un pic despre rolul tău din Aitonia. Ok. Cum ți s-a părut? Cum l-ai trăit? Nu, a fost greu film, adică a fost un film, am avut... mi-a plăcut foarte mult de directorul ăsta, mi-a plăcut, a fost un... deci un regizor bun. Un regizor bun și scriptul, adică... Dar scenariul. A fost nemaipomenit. Pentru cei care nu știu, este despre viața patinatoarei Tonya Harding. Da, și este un eveniment care în America a fost... A fost evenimentul ăla și după ăla exact a venit O.J., deci 94-95, cred că evenimentul ăsta și OJ a deschis... Au fost niște povești foarte... 24 de ore... Importante. CNN-ul de acolo a venit, în punctul meu de vedere. Deci, da, și nu știu, când citeai povestea asta, nici nu vrea să crezi că este adevărat, că așa ceva s-a întâmplat. Tu nu-ți mai aduceai aminte, adică nu știai de povestea Nu mi-amintesc și eram în Viena când O.J. s-a întâmplat și ne-a oprit clasele. Da, ziua școala. Aia să ascultăm dacă el da, și eu mi-aduc aminte de aia, că era chiar wow. Dar e mai greu să joci un personaj real decât unul fictiv? Eu cred că este puțin mai greu pentru că nu ai, cum să spun, nu ai o libertate. Trebuie să te acomodezi. Să fii conform realității, cumva. Da, trebuie să te acomodezi cu cine a fost persoana asta. Și persoana asta a fost o persoană care până în ziua asta nu știu dacă exact a zis ce a fost adevărul, acolo. Dacă nu, exact, dacă ce așa, s-a și întâmplat. Eu când s-a terminat filmul n-am înțeles până la urmă și deci cine a fost de vină, știi? Da, adică fiecare are varianta lui. Exact, și fiecare își amintește ce s-a întâmplat în mintea lor, cum ar veni, dar nu știu. Ai vrea să joci într-un film unui regizor român într-o zi? Da, aș vrea, sigur că da. Adică am văzut filmul, adică filmele lui Cristian sunt foarte... Cristian Mungiu. Da, mi-au plăcut. Și știu că și Porumboiu îți place, nu? Da, nu mi-a plăcut și de filmul lui, da. Chiar acum că mă întorc în New York, la 5 mai o să văd, a făcut el un documentary care mi-a spus să văd, dar da, mi-ar place ideea asta, dar este încă să vin aici să, poate pentru o lună să cam accent când vorbesc, ar trebui să fie ceva foarte specific, dar este, acum, ar fi păcat, nu ar fi păcat până la urmă să nu am oportunitate până la sfârșit să fac ceva. Acum tu ai spus replici în română în filme americane, poți să spui și replici în engleză într-un film românesc. Exact, da. Păi, da, și dar foarte multe filme se filmează aici tot. Cum era aia cu Ghiță, care ai zis că o știi? Cu Ghiță? Nici nu știu de unde a venit Ghiță. Da, dar nu mai mi-am amintit de unde. Ce face Ghiță? Ce face Ghiță? Asta de ce face Ghiță? Da, nu, este ceva... E de undeva spun? Asta. E irony, nu? Da, o ironie. E o glumă, probabil, legată de ceva. Care este ceva specific, da. Așa, la români, care nu știu... să știi că o să mă interesez și eu asta, ce face Ghiță. Pentru că te grăbești, că știu că ai întâlnire la Cinema Pro și nu vreau să întârzi. O să trecem la cele două, sunt două rubrici foarte scurte la care răspunzi repede și you're leaving. O să încerc. Hai, repede. Prima este back to back, fii atent, ne întoarcem spate în spate. Ok. Eu încep o propoziție și tu o termini. E simplu, hai, Okay. Întoarce-te. Back to back. Numele meu ar putea fi... Andrei... iubita. Okay. Sunt... Frumoasă. Deci vorbești despre tine, deșteaptă. Nu despre mine, da? Tu vorbești despre tine, da? Eu sunt cam pierdut. Arăt ca... Ca nimenea. Miros ca... Ca... Eu. Mă simt ca... Mă simt cam bine.
Fac un zgomot de? De radio. Am un gust de? Am un gust de un profesional. Ultima mea realizare a fost? Aitonia. Exact. Aș fi perfect dacă? Aș fi într-un film românesc. Mi-e rușine de? Nimic. De accentul care l-am când vorbesc românesc. Aș mânca oricând? Salată de bof. Pentru bani aș face? Copii, nu. Un film bun. Un film bun. Nu iubesc deloc? Gelozitatea. Gelozia. Gelozia. Actoria este? Grea, dar și faină. Ok, cu asta ai scăpat. Întoarce-te, wow. întoarce-te repede. Okay. Ești activ pe rețelele de socializare? Activ de... Pe Instagram, Facebook... Nu mai pe Instagram, da. Adică în ultimul an, mult mai mult decât am început. N-ai de ales. Bine, 10 întrebări esențiale and you're gone. Ok. 10 întrebări esențiale. Care este cea mai cunoscută persoană din agenda ta de telefon? Oh, like most famous. Warren Beatty. Wow. Să-mi lași și mie numărul complet. Nice. Când te uiți în oglindă, ce-ți spui? E ok și înainte. Ce grupă de sânge ai? Știi? Oh, asta nu știu, e foarte bine. Neagră. Okay. Ai sânge albastru. Albastru. Cum ar suna un titlu de film despre viața ta? Dacă ar fi să dai a venit, a încercat și mai încearcă. Nu știu. Ce faci când ești deprimat? Deprimat ce înseamnă? Supărat, trist, disappointed, merg la o plimbare până în oraș. Da. Care este defectul de care ți-ar plăcea să scapi? Nu, am nevoie de defecte. Ah, ok. Sex dimineața sau seara? Fiecare oră, dacă e bună. Se poate. Ah, ok. Ce ai face dacă ai fi femeie? Oh, aș lua pământul... Ok, you're gonna have to help me. Trebuie să traduc. Da, să traduc. I would take the earth by the balls and aș do what I want. Ok. Aș apuca pământul și aș face ce vreau cu el. Ok. Ok. Zici că sunt Irina Margareta Nistor. care a fost cea mai nebunească cumpărătură? Ai cumpărat ceva așa... insane. Nu, adică am decis să plec pe avion în două secunde la undeva când nu m-am gândit. Yeah. Ok. Cu cine ți-ar plăcea să te blochezi în lift? Stai puțin, asta se zice. Da, concentrează-te. Blochez în lift? Poate Jennifer Lawrence, n-ar fi greu. Nu, n-ar fi rău. Bine, Sebastian, îți mulțumesc foarte mult. Vreau să-ți dau drumul pentru că ți-am promis că așa și să fugi. Și să știi că o să-l invit pe Cristian Mungiu, care este pe hol aici, să țină locul până la sfârșit. Să vorbim puțin despre filmul tău, Aitonia, și despre festivalul pentru care ai venit. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc. Am râs cu tine, mi-am plăcut foarte mult. Dar ne mai vedem în seara asta sau vedem. Da, vedem. Bine. Numai bine. Te așteptăm în România din nou și îți dorim multe, multe roluri bune. Mulțumesc. Și să știi că suntem cu ochii pe tine. Wow, ok. Asta ca să no pun pressure. Puțină, exact, ca să pun puțină presiune. Exact. Da, exact, hai, presiune. Te pup. Vă hai, pup lasă, și eu la fel. Uite, lasă căștile aici frumos. Lasă căștile pe. Ah, da, okay, să facem cu mâna și către el, da, pa. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Ne întoarcem la radio. Cristian Mungiu a preluat ștafeta de la Sebastian Stan. Bună, Cristian! Hello! Acum ar fi noi să vorbim în engleză mai departe. Ar fi fun, da. Da. Hai să vorbim un pic despre acest festival de film independent american, unde a și venit invitat de onoare Sebastian. Care a fost ideea acestui festival de la bun început? Acum ne aflăm la a doua ediție, dar cum te-a apucat așa să-l faci? Sunt multe festivaluri de film american în lume, și tot admirând publicul din România și încercând să înțeleg gusturile lui, am constatat că sunt foarte mulți oameni care sunt atașați de film american, pentru care film înseamnă film american, și atunci m-am gândit că umplu o nișă, că există o nișă de spectatori în România, în București, între cei care merg la mall să vadă filme cu supereroi și cei pe care îi aducem noi toamna la Le Film de Cannes București.
Adică o nișă de oameni care vor să vadă actori americani, că sunt atașați de ei, dar ar accepta cumva să vadă un film narrativ. Că până la urmă, independent, într-o interpretare, așa, într-o accepțiune mai largă a termenului, asta înseamnă. E un festival de filme cum se făceau pe vremuri, adică în care se întâmplă chestii, nu se fugăresc oameni și își dau un cap. Nu-și dau foc toți. Nu-și dau foc, nu sunt genul ăsta de benzi desenate cu actori. Da. Și unul care bate 5.000 de oameni la rând și n-are nicio treabă. E și ăla un gen, nu vreau să... Da, da, sigur. E un gen popular, dar locul lui e la multiplex, te duci acolo, te distrezi, te duci cu copiii, cu prietenii, mănânci o pizza, treaba lor. Pe noi ce ne interesează este să atragem o parte din publicul acelor filme către niște filme între astea în care mai sunt și idei, dacă se poate, emoție, sentimente, o poveste. Să pleci acasă și să te gândești... Încă o vreme ce a zis despre ce a fost. Asta e idealul. Când găsești un film dintre ăla, e extraordinar. Și, până la urmă, cinematografia americană produce o grămadă de filme diverse. Toți trăim în lume, în general, cu niște generalizări între astea sinistre, da, colosale. Filmele francezii sunt așa, da. Și filmele americane sunt așa. My friends, mai încet, nu e. America e un teritoriu mare, fac o grămadă de filme, sunt o grămadă de autori radicali, independenți. Anul ăsta am ales să lucrăm cu Andrei Tănăsescu, nu știu dacă tu știi pe Andrei. El face parte din această generație de copii români a căror părinți au emigrat și care acum regăsesc gustul patriei și se întorc înapoi. Eu l-am cunoscut la Toronto, e un băiat foarte drăguț, foarte bine instruit pe film american și i-am propus să fie curatorul acestui festival. Pentru că eu sunt cu ideile, dar eu nu călătoresc prin lume să cunosc cinematografia americană independentă în detaliu, el însă o cunoaște și anul ăsta am făcut un mix între programul de filme recente pe care l-a făcut el ca cunoscător, că lucrează la Festivalul de Film de la Toronto, și acest program pe care l-a făcut pentru noi directorul festivalului din New York, care este cel mai prestigios festival american de film, e grozav să fii acolo, să fii arătat în toamnă la New York, e așa un fel de pașaport de autenticitate pe anul ăla. Îl cheamă Ken Jones, este și el critic și în același timp filmmaker și foarte reputat și l-am cunoscut de-a lungul timpului la New York, am tot încercat să-l invit la Le Film de Cannes și nu îi se potrivește perioada pentru care festivalul de la New York și acum a fost de acord să fac o retrospectivă pentru noi aici. Și asta plănuiesc să fac și în anii următori. Deci eu mă încăpățânez încă un pic pe nișa asta, dar trebuie să vedem și ce răspuns primim de la public. Dar chiar uite, de exemplu, oamenii dacă vor să vadă aceste filme pe care le propuneți voi, unde și când? Păi începând de aseară, deci mai sunt 6 zile până pe 3 mai, pentru cine nu e deja în mașină, în trafic, pe Valea Prahovei sau pe plajă, la Vama Veche, la Cinema Pro, în fiecare seară, sunt două proiecții, pe weekend ceva mai multe, și la Muzeul Țăranului Român, pe filme de festival.ro, e programul întreg cu toate filmele. Și anul ăsta am mai făcut ceva care mi s-a părut amuzant, am scos niște filme din cinematografe să le vedem în alte medii. Mm-hmm. Și am decis să sărbătorim un 1 mai muncitoresc în Macaz, un film foarte special care se cheamă Ice, programat de Ken Jeong, distopie de asta despre cum ar fi fost America dacă era socialism, fascism, ceva de felul ăsta. Și, nu știu, mi se pare un mod foarte simpatic de a petrece 1 mai dacă nu te-ai dus undeva la grăta. Da? Spune-mi filmul Aitonia, cine l-a ales? Aitonia a venit așa, mai default, pentru că l-am invitat pe Sebastian. Eu m-am cunoscut cu Sebastian la New York, a venit să vorbim, cred că după proiecția mea cu Bacalaureat sau cu Tădealul, nu mai țin minte, după Bacalaureat a venit, povestit el. Uh-huh. Și am vorbit un picuț acolo, dar știi cum e, ca în deplasare, afară, adică eram eu un pic în poziția în care, evident, la altă scară. Adică hăituit. Dar vin mulți oameni la tine acolo și acolo este obiceiul că fiecare actor te așteaptă la sfârșit, îți zice că i-a plăcut filmul colosal de mult și îți dă o carte de vizită sau un card direct cu reel-ul lui. Deci era foarte multă lume, dar după aia am mai vorbit pe telefon de câteva ori. Am decis că el poate să vină doar în această perioadă și atunci am zis că o să întoarcem în favoarea noastră vacanța de 1 mai și că cine ține la el așa de mult o să stea în București. Și vezi că s-a întâmplat ceva foarte drăguț, de fapt. Au venit foarte mulți fani din alte părți. Wow, dar a fost plină aseară la Cinema Pro, deci nu venea să cred. Era care strada au zburat, plină și foarte și sala plină și foarte mulți oameni care știau toate filmele lui, adică... Și e de zis că și în fața sediului vostru aici, înainte să intrăm, erau niște fane cu ochi oblici, deci bănuiesc că au zburat de departe ca să vină să-l vadă. Și, într-un fel, era cineva din Australia în sală. Din Australia, adică... din Taiwan, din... Mm-hmm. Ne-au scris pe Facebook și atunci am și tradus și noi imediat toate comunicatele, pentru că am avut oameni care urmăreau din altă parte. Și am vorbit cu Sebastian, l-am întrebat dacă poate să vină, am convenit că poate să vină în perioada asta și, bineînțeles, că
am decis să arătăm Aitonia pentru că e primul lui film foarte de substanță pentru el ca actor. Pentru că, sigur, popularitatea i-au făcut-o celelalte filme în care aleargă, ca să zic așa, dar ambiția lui ca actor și încrederea mea în el vine de la ce a făcut în acest film. Eu cred în el cu adevărat, cred că are un potențial foarte, foarte bun, în special pe engleză, că deocamdată vorbește cu accent, dar poate că și pe română. Și, în primul rând, are încă simpatia pe care trebuie să o ai pentru cinema. Ca să poți să faci cinema, nu știu, de compoziție, să poți să faci roluri în care să exprimi emoții, sentimente, gânduri, idei, trebuie să-ți dorești. Dacă te mulțumești să fii cineva popular, hăituit de fani și fane, atunci rămâi la nivel de Marvel. Dar mi se pare că ambițiile lui sunt mai mari. Dar tu văzusei filmele în care el a jucat până acum? Nu recunosc că nu. Adică am uitat la Aitonia, restul nu sunt genul meu de filme. Îl urmăream așa cum urmăresc cu interes orice carieră românească în altă parte. Știi că e foarte greu să te impui în actorie, în cinematografie, afară și mai cu seamă ca actor. Și evident el s-a impus pentru faptul că educația lui e făcută pe engleză, deci el nu e plecat ca actor de aici, a plecat un copil. E plecat un copil, da. Exact, și a făcut educația acolo și de asta a și reușit. Dar vezi că atrage foarte multă simpatie faptul că are această rădăcină românească și de asta ne-am și gândit să-l invităm. Mi s-a părut foarte și mi se pare foarte interesant faptul că atunci când practic crești în altă țară, complet diferită din punct de vedere al culturii și așa mai departe, totuși îți dorești să te întorci în țara ta și să-ți cunoști rădăcinile și să înțelegi... Nu e născut acolo, totuși. Uh-huh. Adică are acea... Cred că primii 7 ani contează mult. Primii 7 ani, știi unde contează, poate nu-ți aduce aminte de ei, dar să stratifică undeva... În suflet. În suflet, în creierul tău, în mirosurile de care întrebai, adică totuși există un sentiment dintre ăsta lui acasă pe care l-ai părăsit, da, nu vreau să fiu patetic, că vine unul mai și sunt steaguri pe străzi afară, dar există ceva. Și el are încă prieteni, are încă amici, plănuia acum să-și recupereze un pic limba română venind și stând un pic mai mult la Constanța, pentru că dacă e să joace într-un film românesc, eu cred că, uite, avem și noi în sfârșit un gen de star și am profitat și noi un pic în sfârșit de popularitatea lui de actor american cu care ai putea să umpli sălile. Bănuiesc că dacă ai face mâine un film de, nu știu, semi-action, semi-consistent românesc cu o temă, cu o poveste, ceva și ar fi cu Sebastian Stan, ar veni niște oameni să-l vadă. Dar eu cred că el te așteaptă pe tine, să știi. Nu mi s-a părut cum că ar vrea să fac așa lucrăm niște la limba engleză, România, ne învățăm unul pe altul, da. Aitonia poate fi văzut și în alte cinematografe după aceea? Sau cum? Cu Aitonia e o poveste, în sensul în care distribuitorii care l-au cumpărat au dorit să înceapă cu el în cinematografe imediat după Oscar. Am fost în legătură cu ei și am încercat să-i convingem că e un moment mult mai bun să înceapă acum, dar strategia lor de marketing a fost alta. Au crezut că Oscarul o să fie foarte popular și pentru filmul va merge bine. Pentru că trebuie să spunem celor care nu știu că Aitonia, cea care a jucat rolul secundar din Aitonia, a luat Oscar anul acesta. A luat Oscar, da, pentru rol secundar. Așa că filmul a început pe ecrane acum vreo lună, dar arată cumva și cota de popularitate a unui film narativ american în afara evenimentului. Și adică spre zero. Uh-huh. Foarte puțină lume a venit. Nu cred că au venit 3.000 de oameni să vadă filmul în această lună între Oscar și proiecția noastră de ieri. Și nu pentru că filmul nu e ok sau campania nu a fost ok. Lucrurile sunt în regulă cu felul în care a fost promovat. Dar genul ăsta de filme, dacă le plasezi în multiplex, nu au soartă. Nu au șanse să fie văzute. La mall, oamenii vin să vadă altfel de filme. Ori noi nu prea avem săli pentru genul ăsta de cinema. Dar să știi că am mai văzut din când în când filme de alt tip la mall. Acum nu știu dar de vizionate. Adică dacă te uiți pe cifrele lor de audiență, te lămurești imediat. E un a fost un Polanski foarte bun de curând, mi-aduc aminte. Și chiar și din filmele românești. Chiar și Polanski, de care zici tu, și ăla e pe engleză, înțelegi, sau pe franceză, dar de regulă între filmele cu supereroi și celelalte filme, întotdeauna distanța este între 200.000, 300.000 până la 2, 3.000, 5.000. Adică, sigur, te prezinți acolo cu titlu, sunt câțiva oameni care vin, dar, de fapt, filmele astea o soartă când organizezi un festival și o să aibă o soartă când o să organizăm o rețea de săli, măcar una pe capitală de județ. Când o să mai fie și cinematografe în afara mall-urilor, păi, nu? Asta da, și nu cinematografe, niște locuri dintre astea de leisure în care să petreci timp peste zi, dar un timp de calitate. Te duci la teatru, la cinema, bei o cafea, stai cu copiii, te uiți la un film pe internet, treaba ta. Deci echivalentul cultural al mall-ului trebuie făcut la... Nu știu dacă aș avea mai mult timp, aș lucra mai mult la asta, dar încerc să creez în momentul de față un program european care să financeze acest gen de structură.
Păi, îți mulțumesc foarte mult atunci. Invităm pe oameni la acest festival să meargă la Cinema Pro și la Muzeul Țăranului până una alta și altfel să caute să vadă, dacă nu, filmul Aitonia, pentru că e chiar un film foarte frumos despre povestea patinatoarei Tonya Harding. Probabil că mulți nu-și mai aduc aminte. Eu, și eu îți recunosc că uitasem de această poveste, cum, mă rog, nu vreau să dezvălui care este subiectul, dar e un subiect foarte interesant și mai avem, să vedeți. Mai avem și noi o proiecție la care cred că mai sunt locuri luni pe 30 la Cinema Pro, luni seara. Da, hai luni seara pe 30 la Cinema Pro, până când găsim și alte locuri în afara festivalurilor. Îți mulțumesc foarte mult, Cristian, felicitări pentru ceea ce faci și sperăm să poată exista în continuare acest tip de... Depinde de spectatori. Dacă va fi interes, noi o să-l organizăm în continuare fiecare primăvară. Vă mulțumim și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM, și vă aștept sâmbăta viitoare cu noi povești pentru oameni mari. La radio cu Andreea Esca la Europa FM.